Revenim la discuțiile noastre din această seară privind atletismul Masters, iată cu doi campioni, o familie de campioni, pentru că trebuie să ne amintim că mai este un campion în devenire, un campion care deja a confirmat, este vorba de Daniel. Da, Daniel, că astăzi este ziua lui, cu această ocazie îi urez încă o dată la mulți ani. Și sâmbătă a participat și el la trofeul Ela Kovac, la Luduș, și a reușit să obțină locul întâi la categoria copiii 2. Iar dacă voi să sunteți aici, el totuși a respectat, a rămas acasă. El a și rămas să are antrenament respecte de la 6. Programul de antrenament. Da. Sau să mănânce din tort până la 6 și la 6 o să, nu, că știe, să adunați știe. Copiii. Ce are nevoie și ce nu are nevoie să mănânce. Înainte de antrenament știe că nu are nevoie dulciuri și mai ales torturi. Nicoleta, vicecampioană mondială cu echipa României în proba de semi-maraton la feminin 35 de ani. Cu timpul de 1.40.43 la campionatul mondial de Masters în aer liber de la Göteborg, echipa României, Nicoleta Marinela Sasu, Anca Maria Iuga Oradea și, cum spuneai, prietena ta sau competitoarea ta cu care ai fost la cele mai multe competiții, Georgeta Alexandra Romanciuc Bistrița, 7 națiuni extrem de puternice, locul 1 Suedia, 2 România, dar ați concurat alături de Polonia, Germania, Statele Unite, Marea Britanie, Portugalia. Da, am reușit să obținem medalia de argint cu echipa. Suedia a fost destul de greu de învins, fiind la ei acasă și având stilul de viață, infrastructura pe care o au, e aproape imposibil. Și cu siguranță cred că s-au și antrenat pe acele trasee. S-au antrenat pe traseul respectiv. Deși și noi suntem o echipă foarte puternică, am reușit să obținem medalia de aur la Torun, exact în această componență și suntem campioane mondiale. Și dacă nu greșesc, v-ați luat revanșa față de poloneze? Exact, ne-am luat revanșa față de poloneze. Aveați de plătit o datorie. Da, diferența e campionat european și campionat mondial. E o diferență destul de mare. Bun, dar trebuie miși unde prins. Ne duelăm. Pe principiu unde la fel prins. A fost și la alegare montană, la proba de 17 km, Team România la 35, la 35 au bătut țara gazdă, care se vedea pe spanioloace că se oftică, da. Și asta e concursul. Și ceea ce am spus și la altul, impresionant, aici Polonia a fost printre ultimele locuri. Pe când românii ne descurcăm și la cross și la alergăm montane peste tot. Și sunteți acolo pe podium. Și suntem pe podium. Acum fiind destul de greu ca să pregătești atâtea probe, atâtea și montanele, și semi-maratonul, și cross-ul, și pistele, e foarte, foarte greu ca să le îmbini, să fii performant la toate cele 4-5 probe. Și spunem performant pentru că, iată, ai ieșit în proba ta la M50, la semi-maraton, 21,1 km, ați fost 89 de competitori. Da. La categoria noastră, la bărbați, astea sunt cele mai grele, cea mai mare concurență e la categoria M50, M55. Aici, deci e... și la Spania, la proba de 17 am fost aproape 90. Și dacă nu greșesc, una dintre adversarele lui Nicoleta a fost medaliată la Olimpiadă. A fost o sportivă care a participat la Jocurile Olimpice pe la Atlanta. Adică la Göteborg. Da. Acum nu ne mai țin. Dar oricum, sunt atlete care au performat și sub 35 de ani și continuă. Acum, la Göteborg, ceea ce am văzut nu e o surpriză. Deci ele continuă. Continuă stilul ăla de... Adică și eu, rămâne în tine, n-ai cum să nu continui. Dacă iubești și ai iubit cu adevărat atletismul, aia o faci. Ați fost și aici a trei maramureșeni, n-am mai fost Delea Cupșa. Alături de Delea, susținere din partea lui Dan Cupșa. Da. Managerul spitalului Târgu Lăpuș, să-l amintim, pentru că... Dan Cupșa, domnul doctor, ne-a zis de la început... A trecut în tabăra galeriei, nu? Băi, Artur, poți să te bazezi pe mine, la regare, montană, eu. Și e un ajutor foarte mare pentru că el s-a ocupat de cazare, el s-a ocupat de ceea ce să vizităm, eu l-am întrebat care e programul, restul... Și acum de bine aveți și un manager de club, adică sunteți un staff complet. Nicoleta, campioană mondială, cu antrenor, cu manager, cu doamna Delea Cupșa, medic, deci... Are contribuția și Dan, pentru că face parte din succes. Și să nu uităm că Dan cu Delea sunt, cred că, printre cei mai vechi... membri ai clubului. Delea este acolo, de la începuturi, este membru fondator a
clubului. Adică merită toată atenția, da. Cu atât mai mult cât a fost prezentă în competiție. Și cu Nico, ea a venit de la început, din 2017, când m-am întors acasă și am început să clădesc, să punem bazele clubului. Dacă nu i-a plăcut la karate la Nico, o să iată că... Cred că nu-i pare rău că... Cu siguranță nu, nu cred că ar fi devenit deci, de atâtea ori campioană mondială. Ceea ce a realizat și anul ăsta rămân în CV și rămân pe perete. Ce frumos când intri în casă și ai acolo... Uiți de orice suferință, de orice sacrificiu. Foarte mulți concurenți aici, 8.000 de concurenți. Voi ați participat, cum ați promis, la întâlnirea noastră anterioară, la proba de cross-country și semi-marathon. Care dintre ele, Nico, ți s-a părut mai grele? Mai grea? Mai grea, cred că semi-maraton, o probă mai lungă. Traseul a fost destul de dificil, deși a fost pe asfalt. Urcări, coborâri, nu am pregătit în mod special semi-maratonul, dar am reușit să mă mobilizez și am scos un timp, eu zic, destul de bun. Ce aș mai avea de adăugat, la categoria mea am fost 4 românce și doar primele 3 punctează. Deci, practic, a fost bătălia și între noi. Ca să obținem medalie. Da, pe urcă, pe podium, primele trei. Deci, cu echipele până la un moment dat, dar. Da, deci da. Primii trei. Orice țară are voie să puncteze primii trei din echipă. Chiar dacă ești 20, primii trei punctează și urcă pe podium și primesc medalii. A patra colegă a fost de la București, Alexandra Cotenciu. Aflată la debut. La Masters. Ați avut și un alt coleg de la un alt club, Iuliu Victor Grec, locul 50 la M40 din 68 de concurenți. La proba de semi-maraton, da. Iuliu a venit, a fugit semi-maraton și s-a întors. Atât. Deci a stat doar la proba de semi-maraton. No, eu, din păcate, am rămas la individual singur, pentru că colegii Marcel și Cristi au avut o peripeție destul de urâtă, având cu escală prin Roma, fiind perioada aia o vreme foarte o furtună deosebită peste Roma, avionul n-a reușit să aterizeze, l-a dus la Bari, aveau 2 ore între avioane și au pierdut legătura și n-a mai ajuns la Göteborg. Și așa aveam chiar șanse la proba de cross country să prindem tot așa loc 3-4 după analiza pe rece. Cine a contribuit la aceste două deplasări a voastre și implicit la performanțe? Adică în ce sens? Ca finanțare, susținere? Ca să sponsor, primăria și Consiliul Orașului Tăi Glăpuș, cu sprijinul implicit a domnului primar Mitru Leșe și Electroquip MEP cu domnul inginer care e și patron, Paul Giurgiu, care ne-a sprijinit și buzunarul propriu. Buzunarul propriu. Tot ce înseamnă nutriție. În condițiile în care, iată, un vadublu campion mondial are servicii. Da, are servicii. Iar atletismul Marță rămâne tot la stadiul de pasiune. Toată admirația pentru Nico. Ea, după serviciu, în antrenamente. Însă cred că e printre singurii polițiști din România care va reuși întotdeauna să-și obțină baremele la stilul cum aleargă și... Pentru că îi place. Ca stil de viață. Pentru că îi place, pune pasiune. Și vorba domnului primar Mitru Leșe, faci din suflet, cu determinare și... Dacă, în mod normal, lumea ar fi crezut că miercuri ați venit din Spania, la final de săptămână vă aveți la o pauză, voi la final de săptămână, practic în acest weekend, Globetrotter, Nicoleta Șofer, da. Luduș, v-ați împărțit la două competiții. Da, la două competiții. Am prioritizat cu cei mai buni din club la categorii de copii trofeul la Covaci, care este un concurs interjudețean și doream și eu o testare să vedem la ce nivel sunt copiii. Și o parte la Crossul Marmația, copii care sunt la începuturi, mai cu emoții, mai cu să se familiarizeze cu competiții mai ușoare. Și cei care nu aveau categorie la Luduș. Ați participat la cea de 18-a ediție a trofeului Ela Covaci de la Luduș cu 4 categorii de copii, dacă nu greșesc, copii 2, 1, under 16, under 18 ani, Daniel Sasu, 1500 metri băieți, locul 1. Da, Daniel la copii 2, 1500 metri, locul 1. Și Luca Zonca, locul 3.
Deci foarte, foarte bine, foarte mulțumit. Iuliana Buda la copii 1, 1500 de metri. 1500 de metri, locul 2. Iuliana putea să câștige, dar are o răceală, cu toate că mereu zic să aibă grijă de ei, să, după antrenament să aibă fâșuri, bluze de training, da? Na, a început și școala, vin în clasă și sunt foarte muslășit și a prins-o și ea. Au mai punctat Bianca, Daniel Sas. Da. Bianca la Under 16 cu Daniel Sas, Bianca locul 6, Daniel pe locul 7 și la Under 18 David Rosenbaum pe locul 8 și Daniel Adrian Haragâș pe locul 11. Sunt foarte mulțumit și de ei, fiind la, practic la junior 1, e fugă. Competiția de la Sigetul Malmației, Crossul Malmației 2024 a fost unul rezervat copiilor clasele 1-8. Un 8, deci, da. Practic, preșcolar. Da, și cu distanțe mult mai scurte, fiind a doua ediție. Un băiat Matei la clasa 0, da. Un băieț, locul 1. Matei Bodia, da, locul 1 și Nicolas Rosenbaum, locul 2. Deci copiii care au 6-7 ani, care promit. Acum sper să rămână la petit, să nu schimbă disciplina, să nu meargă la fotbal, pentru că eu tot explic că fotbalul e cu mâini, știm foarte, foarte bine. Ce urmează pentru voi, Nico, în aceste ultime 3 luni din 2024? Urmează concursurile private. Data de 6 octombrie, Baia Mare Hal Maraton, să concurez la proba de semi-maraton. Urmează în următorul weekend Porolisum Trail la Zalău, organizată de colega de la Spania, Paula Todoran. Și mai urmează alte concursuri private, inclusiv copii au campionate naționale. Și la final de an, dacă nu greșesc, competiția voastră de tradiție. Da, păi avem domnul Cușanu, care va fi a 19 ediție, la sfârșitul noiembrie. La sfârșitul anului, pentru că suntem mai liberi și ne putem ocupa de organizare, că nu e ușor. E de umblat, e de, ca să fie totul foarte bine. Și după aia, decembranul, undeva la mijlocul decembrie, care tot așa vreau să menținem la același nivel ca și anii precedenți. Tot pentru copii, clasele 1-12. Cu centru cultural de Măcușeni? Cu centru cultural mă așteaptă. Trebuie să mă împart pe 5, pe 4, joi am de făcut o expoziție, după aia vin la Baia Mare Hal, după aia înapoi, duminică apar program cu ei, dar tot de suflet și vreau să fac cu drag și îmi place. Zilele satului. Zilele satului care nu, mă reprezintă, fiind de acolo. Eu nu mi-am uitat și nu am uitat niciodată rădăcinile. Nicoleta, 2024, ca ultima întrebare, rămâne un an important în viața ta, în plan sportiv? Rămâne un an foarte important, dublă campioană mondială la același campionat, nu e de aici, de acolo, chiar dacă chiar practic și ai dublat numărul tot de medalii. Ai avut două, le-ai exact. Dublat. Cu Daniel? Daniel, el să muncească în continuare, să fie la fel de ambițios, serios și rezultatele vin. Da, bine, deja sunt foarte vizibile. Deci... E muncitor, e harnic, muncește la antrenament, asta îmi place. Cu toate că, na, fiind acolo copii, mai vrea la joacă, mai tot îi explic. Specific vârstei. Doamnelor, domnișoarele și domnilor, o familie de campioni, Nicoleta Manela Sasu, va dublu campion mondial de atletism Masters. Artur Micloș, președinte de club, atlet, antrenor de la ACS, Atletic Târgu Lăpuș, doi oameni excepționali, doi oameni care, iată, prin modestie, muncă și devotament, reușesc să facă înaltă performanță. Nicoleta a ajuns să-și dubleze numărul de medalii mondiale. O familie de campioni în care în această sală lipsește doar băiatul Daniel, care îi spunem și urăm încă o dată la mulți ani. Multă sănătate și vouă. Mulțumim pentru prezența în această seară. La final de emisiune, doar două interviuri cu Romica Buia, antrenorul Clubului Sportiv Minaul Baia Mare la fotbal, divizionara ce s-a impus în acest weekend în campionatul Ligii a III-a, și cu Daniel Lupuț, antrenorul echipei de fotbal feminin ACS Fotbal Feminin Baia Mare. Ne punem punct aici emisiunii cu Lumea Sportului lunea viitoare. Până atunci, toate cele bune, la revedere!
Romica, o victorie facilă asigurată practic din minutul 6, o victorie dedicată suporterilor și mai ales celor din generația Viorel Mateanu, pentru că, cum bine se știe, Manisa Bău, o fostă glorie, a dat lovitura de începere. Da, o victorie facilă, pentru că am avut acel exemplu în meciul trecut, în care așa părea un meci ușor, dar ați văzut ce greu a fost și acel meci. Și bine că băieții au ținut cont de acel lucru. Sunt mulțumit, dar nu de toți jucătorii, pentru că ați văzut și noastră ultimele 25 de minute chiar nu mi-a plăcut, pentru că au uitat niște jucători proaspeți, au uitat niște jucători care voiau să-mi arate că, sau trebuia să-mi arate nouă că vor să prinde primul 11, sunt puțin supărat pe ei. Nu chiar toți și-au făcut treaba, dar o să ținem cont de acest meci, de evoluțiile lor și în funcție de asta vom alcătui următorul 11. Pentru că sunt normal, sunt supărați, sunt jucători cu un caracter deosebit și vor tot să joace, ceea ce este aproape impresionant, imposibil, nu pot să-i mulțumesc pe toți, dar când intri în teren, trebuie să-mi arăți că vrei să joci cu adevărat și faci totul și dai totul pe teren, mai ales că la ultimele 25-30 de minute. Față de etapa trecută, când adversarul Olimpia Satu Mare a ieșit mult mai hotărâtă la joc, practic a jucat de la egal la egal, astăzi v-a fost mult mai greu să desfaceți cele două linii ale formației din Gherla, deși rezultatul este mult mai clar, 3-0. Da, Satu Mare și la joc când l-am marcat, am avut și chiar am spus la pauză, avem același rezultat la pauză cum l-am avut cu Satu Mare, așa că trebuie să fim foarte atenți. Să nu dăm adversarul nicio posibilitate de a scrie, să prindă curaj, cum s-a întâmplat la meciul cu Satu Mare. Este bine că n-am luat gol, pentru asta vreau să-mi felicit jucătorii, linia de fund cu portarul, care nu prea a avut de lucru, dar mai bine să n-ai de lucru decât să-ți faci. Dar, în general, după cum a fost și meciul cu Olimpia Satu Mare și meciul de astăzi, adversarii care vor veni aici sub dealul Florilor, vor juca cam aceeași tactică, două linii de patru jucători în fața căruia de 16 metri, condiții în care spațiile vor fi mult reduse și greu de combinat și de șutat la poartă și așa mai departe. Da. Aceste condiții în care vine toamna și terenul se va strica, cum vezi, cum vă veți adapta acestor condiții și acestor tactici? Vom lucra la acest aspect, pentru că asta l-am spus și în această săptămână. Băruiam că vor veni să se aglomereze la apărare. Trebuie să lucrăm mult la un doi, la centrări. Am văzut că numai așa pot să marchez. Acolo contează și inventivitatea jucătorului, eficiența care o are în fața porții, pentru că și azi am creat destul de ocazii și scorul a fost doar 3-0. Eu zic că meritam un pic mai mult și jucătorii meritau un pic mai mult să scrie, dar trebuie să fie concentrați până la final, concentrați la fiecare fază. Ați văzut cât a rotat și Leau până la gol, Vital, și am avut multe la treabă. Dacă trebuie să lucrăm, cred, un pic la finalizare, sigur că o să vină și vremurile mai ploioase, dar, cum am zis, avem un lot numeros și cine va arăta că vrea să joace și va avea și eficiență, va juca. Echipele pe care le-a antrenat, repet, sunt obișnuite să marcheze multe goluri. Le merge în continuare pe cartea atacului. Ca băi mărenii să știe la ce să aștepte la un spectacol fotbalistic, la goluri scrise de echipa lor favorită. Da, mie îmi place. Și cu joc ofensiv nu-mi place să... chiar să mă apăr. Ați văzut că spre final am jucat și cu două vârfuri. Chiar trei pe locuri. Dar, păcat, încă o dată sunt foarte supărat pentru că am înscris mai mult, ceea ce ne putea să dea și mai multă încredere și jucătorilor mei. Păcat că au intrat un pic și în jocul lor, trebuia să fim mai combinativi, mai altruiști. La finalizare au fost situații în care trebuia să dea pas sau ținut de minte. Am stricat multe ocazii pe care le-am avut. Am stricat. Puntaj maxim după 4 etape. Cum vezi etapa viitoare împotriva echipei lui Vasile Miruță, Sănătatea Cluj? Da, mergem acolo să câștigăm. Bineînțeles, va fi un meci în deplasare, echipă foarte bună, Sănătatea. Dar să vedem cum vom alcătui primul 11 care să ne aducă cele 3 puncte. Pentru că
Trebuie să fim acolo sus. Cu o bancă de rezerve consistentă, crezi că se poate face legea în seria 10-a? Da, când ai un loc bun și jucătorii care îi bagi în teren și fac treaba, eu zic că nu vor fi probleme. Îți mulțumim. Și eu mulțumesc. Daniel Lupuț, două eșecuri în start de stagiune, 14 goluri primite, însă a spart gheața la golurile marcate, 1-7 astăzi cu cea de-a doua formație bănățeană, Florin Pădurean, după ce etapa inaugurală ați pierdut la Poli Timișoara 7-0. Cum vezi aceste două jocuri și dacă crezi că veți sparge gheața în meciul de depasare cu Sepsi sau în cel de peste două etape cu Drobeta, ultima clasată? Suntem la început de drum, adevăr. Avem un lot foarte, foarte tânăr. Am în lot 5 jucătoare născute 2009. Încet, încet, începem să ne formăm cu răbdare. Sper din tot sufletul că la următoarele jocuri pe care le vom avea să încercăm să aducem și noi primele puncte și sunt convins că așa va fi. Ce v-a lipsit astăzi pentru a scoate un rezultat bun? Echipa de la Timișoara se vede că a făcut, cred că vreo 11 transferuri. Experiența lor s-a văzut în jocul de astăzi și la noi tinerețea. După pauză, practic, echipa ta a căzut total, mai ales pe faza defensivă. Da, pe faza defensivă am căzut total în fiza a doua. Cei de la Timișoara având 4 jucătoare cu viteză extraordinară care au plecat din jumătatea lor proprie și așa s-au marcat golurile a doua repriză. Vă așteaptă un meci dificil la Sepsi, ocupanta locului 2? Sunt convins, dar în același timp sper din tot sufletul să facem un joc bun acolo și să ne întoarcem cu punct sau cu punct. Peste două săptămâni veți primi vizita ultimei clasate, Drobeta Turnu Severin. Așteptăm și acest lucru, să încercăm să luăm cele 3 puncte acasă cu Drobeta. Îți mulțumesc! Cu drag.